Cătălin Ivan, dezvăluire bomb, acuzaii grele la adresa lui Liviu Dragnea. Europarlamentarul Cătălin Ivan public un fragment din codul de proceduri fiscal prin care arată ce oamenii protejai politic ar primi informații dinainte să intre în vizorul oficiului pentru sepelarea banilor. Ivan susține că acesta este motivul pentru care Liviu Dragnea a schimbat conducerea în a fi apus acolo un om de încredere. Oficialii în baza legii, România este singurul stat din lumea civilizat care apre marea corupție. Se vede din documentul pe care îl public mai jos. Sub aparena unui interes major față de fraud, ANAF primete zilnic toate datele confidențiale privind operațiunii financiare suspecte. Doar nu crede ce ANAF începe prigoana împotriva marilor evazionti. Fiind o instituție condus politic, prietenii politici ai efilor ANAF află când intră în vizorul oficiului pentru sepelarea banilor, chiar înaintea anchetatorilor. Evazionti cu protecție politic nu vor fi niciodată primi de procurori. Plecând de la premisa ce mai sunt procurori care ar dori să îi fac datoria pe cazuri serioase, pentru ce BNI detepia un avans de cel puțin o jumătate de an ca să îi targ urmele. Cam atât timp este necesar organismelor de anchet să se urnească după sesizarea DLAF. Acum înțelegem de ce Dragnea a schimbat toată conducerea ANAF înainte de patii i-a pus un om din Teleorman în conducere, arată Cătălin Ivan, pe pagina personală de Facebook.